primul nostru invitat este chiar el, Bunelu Constantin Enceanu, care priviți cum vine într-un picior țopăind la emisiunea noastră. Cine e oltean ca mine, are mult noroc în lume, iubește puțin, dar bine. Bine te-am găsit, Bunelu, prieten drag. Vreau întâi de toate să facem amândoi două genoflexiuni, să se vadă că sunt perfect motorașele. Noi suntem aia lovințe. Noi suntem aia șchiopii. Faultați. Stângul, nu? Dreptul, tati. Ia uite, bă. Una, două, trei. Hai și tu. Gata, deci oameni buni, Constantin Enceanu este pregătit pentru evenimente. Nu doar să cânte, să și joace și înainte și înapoi. Așa este. Mamă, și ce drag mi-e să joc. Este, nu? Dintotdeauna mi-a fost Bunelu, cum face genunchiul? Nu face niciun fel. Dimineața un pic așa până mai scârțe. Așa. Dar restul acolo, nu. Restul e perfect. Revizie când mai băgăm? Bă, n-am mai făcut revizie de la 2 luni de zile. Domnul doctor Stoica mi-a zis: "Unde mai treci pe la mine?" Domnul doctor Sărbuna, mulțumesc, nu. Dar hai, sunt perfect. Perfect, Bunelu, și când e vremea întunecată, înorată. Nu. Bravo, nu, deci nu Bunelu, oameni buni, iată, în formă astăzi la hai noi să la emisiune. Spun, să știi zi. Că depinde și de materialul omului. Asta și asta e adevărat. Întotdeauna, și medicul îți spune: "Bă, eu fac treaba, dar dacă ai materialul slab." Da, dar materialul omului pleacă întotdeauna de aici, din creieraș, că să dacă știi. Omul își dorește să se facă bine și repede, ajută 90% ce treaba. Ce ți-am spus eu după ce te-ai operat? Știi că ne-am întâlnit și am zis: "Ai grijă, nu mai pozitiv să gândești." Eu când mi-am propus că pe 1 decembrie trebuie să fiu pe scenă, am fost cu 3 zile mai înainte de 1 decembrie pe scenă, am cântat. Păi ce faci, ai așteptat? Nu, am făcut, nu, tată, ce să aștept? Păi de asta, cu 3 zile înainte, adică ai așteptat concertul acolo cu 3 zile așteptat, înainte. Nu, am făcut mișcare, făceam exerciții pentru că exercițiile te ajută extraordinar de mult. Aici e la mine un mic minus. De ce? Păi n-am mai chiulit. Nu. Și noaptea făceam, când mă trezeam, n-aveam somn, pe cuvânt dacă spun. Nevastă mea mi-a zis: "Mai potolește-te, lasă-mă să dorm." Deci și noaptea le făceam. Am avut o ambiție nebună să plec, vorba aceea, pe picioarele mele cât mai repede. Și mulțumesc lui Dumnezeu, după 3 săptămâni de zile am reușit să stau 10 minute pe asta, scenă. Asta spunându-le oamenilor că o operație asta de proteză de genunchi, nu? Da. Nu este atât de înfiorătoare și că iată, poți să-ți reiei viața, poți să ai aceleași activități, pentru că erau oameni care au zis: "Mamă, proteză la genunchi, îi spune nu știu ce, gata, nu mai poți să mergi, dezastru." Nu e adevărat. Cătălin, eu când am plecat la operație, eram atât de vesel, soția mea era disperată. Și zic: "Dar n-am înțeles de ce." Mă duc să mă fac bine. Mă duc să fac operație, mă fac mai bine. Nu se poate, nu ți-e frică? Nu. Am vorbit cu doamnele de acolo, am glumit, am râs. Da, ok. De asta zic, singura adică chestie. Oamenii să nu dea înapoi când au o problemă de sănătate, să meargă să-și controleze trupul, corpul și să... Și tot timpul să gândești pozitiv. Asta cu să spui, nu există, mă, nu se poate. Nu, nu vrei, nu există, nu se poate. Există, nu vrei. Așa ai fost întotdeauna, toată viața ta ai fost așa. Și ambițios și am zis, ce, știi ce gândeam? Vedeam, nu avem timp. Eu nu știam să sudez. Am văzut, luam pe fratele soacrei mele să-mi facă porți la vreme. Și nenea le avea cu băutul, venea seara la mine, suda de 2-3, dar câte o jumătate de țuică. Bă, până la urmă am băut vreo 3-4 kg de țuică și mare lucru nu făceam. Și am zis: "Băi, nene, stai o țără, omul ăsta are 7 clase. Băi, eu am și facultate." Adică n-am înțeles, nu sunt stare să învăț să sudez? Cu ce e mai la mai al naiba decât mine? Și v-am furat meseria și m-am apucat, îi trag eu, gâlcă-i vine, gâlcă-i trag, dar merge, sudez. Vezi, gândire de înțelegi. Om care reușește în viață și de om care când își propune ceva, poate, bă, am 2 mâini, 2 picioare. Exact, cu ce are ăla mai mult decât mine? Cu ce e ăla mai deștept decât mine? N-am înțeles, totdeauna am gândit, bă, dar ce mă, eu n-am cap, n-am 2 mâini, n-am 2 picioare. De ce ăla face și eu nu fac? Nu se sper poate. Să nu vrei, mâine să te-a pus să faci televiziune. Că dacă te-a pus să faci televiziune... Băi, am să spun, Cătăline, mi s-a propus vremea mea cu că vorba aia, când cânta Cucu. Acum nu mă mai apuc de televiziune. Cântă Cucu. Cântă Cucu și, da, și Mierlița. De Aude și Mândruța. Nu că mă speriază de asta. Nu, e vorba de Cucu din pădure. Da. Păi tot la ăla mă refeream. Ăla din Codru. Da, acum mai om mai îmbătrânește, mai urit pe aici, pe acolo, ce să fac. Dar cred că eram bun și de moderator de televiziune, că mergea Melița. Asta 100%, nu, dar în același timp tu ești un tip care ai grijă și cu alimentația și cu sportul, adică ai știut să fie echilibrat așa și da, cu familia. Cred. De, mă, din punctul ăsta de vedere, mulțumesc lui Dumnezeu, așa am gândit o viață. Se văd oameni care au avut o viață echilibrată, știi? Da, n-am făcut abuz. Îmbătrânesc altfel.
îmbătrânesc frumos. Da, și asta serios, mă rog, adică îi vezi pe un om care a avut, cu fost, nu știu, cu nopți pierdute, cu alcool, cu nu știu ce, îi vezi după... Și eu am pierdut foarte multe nopți. Dar nu ai pierdut cu... Dar, hai să spun, pentru mine nopțile pierdute nu au însemnat că au fost împreună cu mâncare grasă, cu băutură. De asta, adică ai avut ponderat acolo. Mă crezi, am mai spus-o de atâta ori. Eu când merg la cântări, când am de cântat 2-3 zile, eu nu beau alcool. Am grijă ce mănânc, să nu mănânc greu, să... Foarte frumos. Deci, am o viață de sportiv. De asta zic că ai fost și echilibrat și ai avut și grijă de de familie, pentru că sora ta e plecată de 20 de ani în Italia? Da, sora mea a plecat în Italia. Că, uite, nu știam multe lucruri despre treaba asta. A plecat în Italia și a plecat fără știrea mea. Eu n-am e mai mare? Da, e mai mare cu un an și jumătate decât mine. Când am avut o discuție la țară că vrea să plece în Italia, i-am spus nu-s de acord cu așa ceva, pentru că să știi și tu că în momentul în care familia nu este unită și nu stau toți la un loc, ușor, ușor lucrurile se precipită și relațiile între soț și soție se răcesc și ușor, ușor se destramă. Ceea ce s-a și întâmplat. Ea era măritată. Da, avea patru copii. Trei fete și un băiat, nu? Da, trei fete și un băiat. Și a luat decizia să plece în Italia? Da, a plecat și n-am știut. Am aflat după un an de zile. N-am știut. Am aflat după un an de zile când am sunat-o să... Cum după un an de zile? Da, mă, după un an de zile am aflat că e în Italia. Mi-au ascuns și soțul ei și copiii, mi-au ascuns acest lucru. Tot o sunam, ce face sora mea? Baie la vecina, baie este nu știu unde. Mă, păi după un an de zile n-ai vorbit cu ea? Sunam și n-am vorbit cu ea, dar vorbeam cu copiii și cu soțul. Nu mi-au spus. Și într-o zi de 23 august, am sunat-o pentru că e ziua ei și am sunat-o, zic, vreau să-i zic la mulți ani. Și îmi zice nepoata cea mare, mami este la o vecină. Ok, și când vine de la vecină, să-mi dea telefon. Am sunat după câteva ore, mami, nu e acasă, plecă în oraș. Bă, da, nu i-ai zis să mă sune, dar ce, că nu era cu telefoanele. Simțeai ceva? Da, presimt că ceva nu e în regulă. Până la urmă, în seara aia, de vreo 6-7 ore a sunat. Veni mamă ta, n-a venit, că nu știu. Bă, zic, nu înțeleg, voi mă mințiți. E ziua ei totuși. Totuși, nu se poate. Nu poate fi tot nostru plecat de acasă, exact. Atunci n-ai pe fix, atunci, nu? Da, da. Și atunci, da, nu exista celular. Și atunci mi-a zis nepoata mare, mami, știi, este plecată de un an în Italia, nu se poate. Ba da. Haide. Nu-ți spun că dacă se făcea lângă mine, cred că... Ți s-au muiat picioarele atunci, da? Deci nu-mi venea să cred. Mă, zic, dar cum ai putut să... Și de ce a plecat în Italia? A zis că poate să câștige un ban mai ușor și ca să... Și ajute copiii, i-a ajutat într-o perioadă în care în Italia se câștiga destul de bine, apoi au venit vremuri destul de grele și pentru cei de acolo și pentru ea. Și ea practic, să ții microfonul așa, și practic ea atunci cu decizia asta de a se muta în Italia, câți ani avea când a plecat? Cred că undeva la... 40? Nu. 30 și ceva de ani. Nu, ba da, 40 de ani. 40. Care 60 și acum, da. 38 de ani cred că avea. Și s-a distrus familia? A divorțat? Da, asta a dus. Și pot să le spun tuturor că orice cuplu, cât ar fi ei de unici și cât s-ar iubi, distanța mare nu face altceva decât să răcească relațiile și ușor, ușor să ducă la despărțire. Asta am spus din start, chiar ceea ce ai făcut sunt tu... Trei copii. Patru la mijloc. Chiar dacă tu îmi spui că vă iubiți, o să vezi că ușor, ușor relațiile voastre se vor răci și vor duce la despărțire. Lucru și s-a și întâmplat. Și ea s-a recăsătorit? Nu. El s-a recăsătorit? Nu, nici nu s-a recăsătorit. Am înțeles că într-o relație, e normal. Fiecare trebuie să-și facă viața cum... Copiii câți ani aveau? Mici, fetele erau în clasa... Deci avea 9 și 11 ani, dacă nu mă înșel. Fetele cele mici. Ba nu. 15 și 16 ani. Erau mici, oricum. Dar i-am spus, nu te gândești că au cel mai mult nevoie de tine în perioada asta? Ce poți să discute cu tatăl lor? Indiferent cum ar fi. Sunt anumite chestii care le discuți numai cu mama. Adică n-au mai multă nevoie de tine, atunci l-ai părăsit. Știi, se vede când vorbești despre chestia asta că n-a fost un moment ușor pentru tine ăla. Nu. Cred că a fost un moment foarte greu. Mai ales că eu mi-am dorit să vină, să o iau lângă mine. Eu i-am propus la începuturi să-și vândă apartamentul în Cisnădie, să vină lângă mine, la Filiaș. La vremea aia, cu apartamentul ăla, putea să ia trei apartamente în Filiaș. Și am spus, vină lângă mine, că lângă mine
Ai alt suntem viitor. Amândoi, suntem, da, sigur, ne ajutăm. N-a vrut să înțeleagă lucrul ăsta și... Dar am fost alături de... Să știi că am fost alături de nepoți. Am fost la evenimentele lor frumoase din viața lor, la nunți, la botezuri. Chiar dacă sora nu mi-a onorat prezența la nunta Cătălinii și nici la botez, la botezul nepoților. Noi am fost, eu cu copiii mei, cu Angela, cu... Ia, de ginele. Ce ți-a zis? De ce n-a ajuns? Da, probleme financiare. Dar tu vorbești cu ea acum? Da, sigur. Am avut o perioadă în care n-am vorbit, am fost foarte supărat pe ea, mai ales pentru faptul că nu m-a ascultat. N-am vorbit cu ea o perioadă, vreo câțiva ani de zile, după aceea a venit în țară, lucrurile au intrat în normal. Acum ea s-a întors în țară? Nu. A fost în țară câteva luni, acum a plecat, este din nou în Italia, zice că la anul se întoarce definitiv, dar nu mai cred, pentru că de vreo 5 ani îmi spune același lucru, că mă întorc definitiv. I-am spus, zic, dacă nu ești alături de nepoții tăi acum, când au, de fetele tale, când au cel mai mult nevoie de tine, ei sunt mici, când? Când ei se vor face mari și tu o să îmbătrânești și nu o să le mai poți da o mână de ajutor. Na, acum Cătălin, fiecare își face viața cum crede de cuvință și... Uite, mă, trage ponoasele până la urmă. Câte lumea a dat mesaje acum, incredibil. Și soțul a lucrat 10 ani în Germania, dar să știi că am reușit să fim împreună și acum. Nu întotdeauna distanța desparte, dar nu ne-a fost ușor. Mm-hmm. Da, am zis. Marea majoritate a cazurilor. Elvis Constantin, mă bucur să vă văd în emisiune. Mult succes în continuare și numai bine nepoților dumneavoastră și familie, știi? Da. Sunt multe mesaje, dar uite, vreau să știi că e cineva în direct cu noi acum. Și aș vrea să vorbim și să o salutăm. Adina, bună ziua! Bună ziua! Te pup, Adina! Este nepoata? E nepoata mare, prima nepoata mea. Este nepoata mare. Este practic persoana care ți-a spus că mama ei a plecat, da, în Italia. A plecat în Italia, Adina, și mi-a ascuns, un an de zile aproape mi-a ascuns. Sincer, eu nu mai țin aminte. Adina, tu acum locuiești în casa părinților lui unchiului tău. Da, acum, da, în prezent sunt aici, la Vișina Nouă, în casa părintească a lui unchiul și a lui mama. Și suntem din luna august, de aproximativ 2 luni de zile. Eu mai mult aici am stat când am fost copil, mie mi-a plăcut foarte mult la Vișina. Până am început școala, cred că mai mult aici am stat, pentru că părinții mei lucrau așa în singuri și Adina... m-au lăsat aici cu bunicii, cu străbunicii erau atunci și mi-a plăcut foarte mult. Abia așteptam să vină vacanța, să vin la Vișina. Adina, dar acum și tu ești mamă, ai 3 copii și tu? Am 4 copii. Are și ea tot 4 copii, exact ca mama ta. Da, numai că am 2 băieți și 2 fete. Tu ți-aduci aminte perioada aia a fost grea pentru tine când a plecat mama ta la muncă în Italia? Pentru mine a fost. Nu pot să zic că n-a fost. N-am mai fost așa de apropiate ca până atunci, pentru că locuiam în același oraș. Dar eram căsătorită și... Nu, nu mai mi-era așa de greu să zic ca fetelor, care, surorilor mele. Surorile tale, da. Da, și erau mai mici și bineînțeles că ele i-au simțit mai mult lipsa la vârsta respectivă și lipsa mea, pentru că eram căsătorită. Chiar îmi spune odată sora mea cea mică, zice, cel puțin dacă erai tu cu noi, că dacă eu mergeam cu ele și aici la Vișina când erau vacanțele și le luam cu mine, nu mai aveau treabă de mama și de tata, dar... Da, ea era mama lor, practic. Adina era mama lor, fiind cea mai mare. Că chiar vreau să vă întreb, în anul ăla cât tot suna bunelul și voi tot spuneați că e la o vecină, stai că e în oraș, stai că nu poate să răspundă, cum v-ați descurcat? Cum v-a fost? Eu, sincer, eram atunci cu familia mea și de asta zic că n-am mai simțit așa de mult lipsa mamei, ca fetele. Ca surorile mele. Da, surorile ei mai mici, Nicoleta și Anca, povesteam încoace, chiar au simțit extraordinar de mult lipsa mamei lor. Mai ales că Adina se căsătorise, plecase la casa ei. Adina pentru ele a fost ca o mamă în lipsa mamei lor. Și plecase și a doua mamă plecase și a fost impactul foarte mare pentru Anca și pentru Nicoleta. Pentru ele, da, a fost mult mai mare. Fratele meu a plecat cu mama.
Ei au plecat amândoi atunci și pentru ei n-a fost așa greu. Bine, ei au avut greutățile lor de acolo, că nu au constatat că nici acolo nu umblă câinii cu colaci în coadă, cum era vorba, dar na, ce să facem? Asta a fost decizia ei. Vă știți cum prietenele, vecinele care mergeau prin Germania, prin vai, ce mulți bani am câștigat și nu, asta a afectat-o să-și dorească așa de mult să plece. Important e că aveți un unchi adevărat și a fost mereu sprijin pentru voi acolo. Da, 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 întotdeauna ne-a vizitat de câte ori și în vara aceasta, ne-am întâlnit la Sibiu. Acum noi o să ne întâlnim mai des că stăm aici mai aproape, dar ne-am întâlnit în toți anii. Ne-a spus când are concerte, ne-am întâlnit. Odată mi-aduc aminte și la mare, ne-am întâlnit la Eforie, cred... Da, când au avut nimerit de era la mare și au avut atunci în Neforie și ne-am întâlnit și Adina, nu, toți anii ne-am. Să ai grijă de tine și să ai grijă de copii și să îl asculți pe Bunelu. Da, o să îl ascult. Este ca un tată pentru mine. De când eram mică, venea aici și mă mai certa mai. Așa. Și făcea datoria de om care vrea să te vadă bine. Era un pic mai exigent așa cu noi ca să fim cuminți. Într-adevăr, generațiile erau mai cuminți ca acum. Copiii acum sunt foarte neastâmpărați. Acum vezi tu cum e cu copiii tăi. Da, de asta, pentru că noi eram cuminți față de copiii din ziua de astăzi. Sunt mai răsfățați cu tehnologia, cu așa e. Alte condiții. Mulțumim mult, Adina, te pupăm, ai grijă te de tine. Pup, Adina. Numai bine la toată lumea, sănătate. Numai bine. Să ne vedem cu bine. Bravo, mă, Bunelu, uite cât ai ieșit tu pe suflet câteodată. Știi, fiecare om, câteodată se uită telespectatorii așa la televizor și îl văd pe Enceanu sau pe Măruță sau pe nu știu care. Băi, n-au mă probleme, măi, nu-i doare mă nimic, aia, ce băi, raiul pe pământ la aia. Și uite că, de fapt, fiecare om are cam aceleași situație. Nu știi, un frate, o soră, cineva care are nevoie de ajutor. Să știi că, într-un fel, m-am bucurat că Adina a gândit să se întoarcă la casa părintească a mea și a surorii mele, pentru că, să știi că în momentul când tata era în viață și era bolnav, mă gândeam că va veni vremea să pun lacătul acolo. Pentru mine a fost un șoc extraordinar de puternic, nopți albe, în care numai acolo mă gândeam cum să pun lacătul să las casa părintească. Casa părintească. M-am zbătut până să hotărască Adina să vină, ea a mai stat 2 ani odată acolo, dar până atunci m-am zbătut, am plătit pe unchiul meu, l-am rugat să-mi aibă grijă de tot, aveam păsări acolo, aveam porc în fiecare an. Tot să țin viață, să fie viață în curtea aia, să nu fie părăsită. Și asta am spus-o, cât Dumnezeu mă va ține în viață, am să țin de locurile alea, nu știu, mă leagă lucrurile aproape cele mai frumoase din viața mea, anii copilăriei, unde am învățat să fiu ceea ce sunt la ora actuală. Este, cum să spun, aluatul plămădit acolo. Și nu se poate uita, eu cel puțin nu pot să uit una cu două. Mă duc acolo și mă încarc cu energie pozitivă de neimaginat, mă duc acolo și stau de vorbă cu oamenii satului și atât de fericit sunt, de nu-ți spun. I-am întâlnit acum vreo 3 săptămâni la o nuntă, pe unii de noi întâlnisem de 30 și ceva de ani, de 40 de ani, îmbătrâniți. Și eu sunt îmbătrânit. Lor li se pare că nu m-am schimbat. Ba da, m-am schimbat, dar eu m-am văzut la televizor. Eu nu i-am mai văzut de 40 de ani pe unii. Și nu vreau să cred că sunt ei. Mi-e drag să mă întâlnesc cu ei, să depănăm amintirile, mi-e drag de locurile alea și n-am să le las niciodată. I-am spus Cătălinei, după ce noi mai fi o tată, faci ce vrei, dar până atunci am să țin cu dinții de ele. Mulțumim mult de tot, Constantin Enceanu, oameni buni. Un Bunel în formă și dornic să facă mereu lucruri. Vreau să ne și cânti astăzi. Hai să vă cânt. M-am gândit la o melodie că mă tot ceartă pe Facebook prietenii mei. Domnule Enceanu, nu ai cântat Nevastă de om bogat. Sau eu vreau la câte să un le spectacol. Spun telespectatorilor să intre pe Facebook la Constantin Enceanu, pentru că Constantin Enceanu e foarte activ acolo și își păstrează legătura foarte strânsă cu comunitatea, ceea ce e foarte frumos și de admirat, să știi. Da, mulțumesc. Să știi cât îmi permite timpul. Vreau să fac un anunț, nu l-am făcut, îl fac în premieră, îmi dai voie? Da. Dragilor, ia să zic. Pe 6 aprilie 2024, spectacol aniversar Sala Palatului, Constantin Enceanu. Stai cu mine, omule, să-ți cânt partea a doua, alături de maestru Nicolae Bodgros și o serie de invitați, cărora la momentul potrivit le voi da citire numelor. Dar 6 aprilie 2024. Bravo, cu drag. Bunel.
Cu drag. Și deci piesa asta se numește cum? Nevastă de om bogat? Nevastă de om bogat. Adică? Să știi că e inspirată din viața cotidiană. Adică dacă ai să asculti versurile, să vezi și tu, și o să-mi dai dreptate, câte neveste de oameni bogați n-au tot ce le trebuie, n-au lumea la picioare, dar n-au dragoste. Ce folos. Păi și asta e populară? E din folclor? Dar de ce nu? Adică ce țărâncile noastre... Păi trebuie să fie bădiță de sos bogat. De om bogat, nu. Nevastă de om ce, bogat. Pe vremea aia nu erau oameni bogați? Bă, da, nu știu, la populară cu nevastă de om bogat, de asta sună parcă mai bine, bădiță de... Nu, bădiță, nu, nevastă de bădiță bogat. Da, ceva de genul, nu merge. Constantin Enceanu, oameni buni, ascultați-l și mulțumim mult că a fost alături de noi. Ne întâlnim imediat și cu celebru Busu, care a slăbit 24 de kilograme. Vine astăzi în emisiune, te pup, Busu, vreau să văd zâmbetul ăla pe buze. Iată un zâmbet de actor. Ne întâlnim imediat și cu Busu, oameni buni. Continuăm, dar până atunci să ne cânte Bunelu. Frumoasa naibii lui, nevasta bogatului, măi. Are ea de toate în casă, dar e cu inima arsă. Uite cum merge de parcă, n-ar vedea pe unde calcă. Are fața supărată, de mult timp nemângâia. Taică supărată, am să bat mâine la poartă. Bărbatul să-ți fie acasă, vă largat să mă primească. Întreabă-l pe orice țenașă, măi, că am fost argat la orașă, măi. Și-am iubit cu coanele, măi, de m-au plâns săracele. Nevastă de om bogat, de mâine îți întargat, măi. Ți-o-i fi slugă credincioasă, când bărbatul nu-i acasă. Ți-o-i lucra fără sembrie, numai să-mi dai gura mie. Ți-o-i spăla cu rozmarin, măi, dorul tău să ți-l alină, măi. Bărbatul tău, cu fața la el mereu, mă. Noaptea te-ntorci la perete, dar la ziua tot l-ai vede. Te-o culca al meu dușman, măi, o saltea plină cu bani, mă. Eu te culc pe mâna mea, măi, chiar de-am paie în saltea, mă. Saltea plină cu bani, măi. Eu te